Astăzi, împreună cu colegul meu, Adrian Viner, am depus un proiect prin care încercăm să interzicem orice presiune și constrângere asupra pacienților din partea personalului medical sau nemedical din unitățile sanitare publice pentru a-i trimite către unități sanitare private. Știm cu toții care e practica în acest moment în spitalele din România, adică te operezi la stat, după care medicul te cheamă la controlele ulterioare la cabinetul privat. N-avem cum să stopăm probabil acest lucru, dar măcar încercăm să reducem pe cât posibil această practică, proiectul de lege mergând tocmai în sprijinul pacientului, adică nu interzicem unui medic să trimită un pacient la un cabinet privat dacă este strict în interesul pacientului acest lucru. Adi Viner, care este și medic, colegul meu, sigur, vă poate spune mai multe despre ceea ce se întâmplă prin spital. Da, pacientul este o persoană vulnerabilă și de multe ori este într-o relație de dependență față de medicul curant. Și de aceea, sigur, este posibil să existe un conflict moral pentru medicii care lucrează și în sistemul public și în sistemul privat. Ceea ce spunea colegul meu, adeseori este o formă de recompensă informală faptul că el este chemat în privat, deși toate spitalele de stat au un continuum de asistență, adică au secții de spital, au ambulatorii pentru a oferi consultații sau îngrijiri post-procedurale sau post-chirurgicale, deci e posibil întregul circuit în sistemul public. Cu toate acestea, de multe ori aceste lucruri se amestecă lipsit de etică, să spun așa. În ceea ce privește protecția, sigur, pe de o parte oferim protecție pacientului de a nu fi supus vreunei forme de constrângeri, îi prezervăm dreptul la a doua opinie, deci nimeni nu interzice unui pacient să meargă să solicite un consult în domeniul privat, poate să facă oricând și la orice specialitate, și protejăm chiar și medicii, ecranăm într-un fel sau altul această interferență care poate să fie lipsită de etică și îi prezervăm statutul deontologic care este inerent profesiei de medic. Deci este o lege care practic protejează pe toată lumea și o spune formal și explicit că nu este în regulă să chemi pacientul care s-a adresat unei instituții publice, să-l chemi tu ca medic curant pentru consulturi sau știu eu, alte forme de serviciu medical și în sistemul